în direct cu informațiile pe care le-am lăsat înainte de pauză. Cei de la Curs au dat publicității un sondaj de opinie în legătură cu intențiile de vot ale bucureștenilor. În perioada asta averică, sigur că lucrurile se schimbă, sunt într-o situație fluidă, zice domnul Iohannis. Astăzi așa e, mâine, cine știe, poate pică o dronă. Care este preferința bucureșteanului în momentul când e vorba de alegerile locale de la anul? În momentul de față, lucrurile stau în felul următor, dacă e să o luăm așa la nivel de persoane, dacă e să o luăm pe persoane. Deci vedem, domnul Buzeanu, că cei de la Curs s-au interesat câtă încredere au bucureștenii în niște oameni. Unii primari, unii mai degrabă secundari. Vedem că pe primele două locuri sunt primarii frățiorii între ei, Băluță Negoiță, care au multe similitudini. 39 cu 39. Nu poți să-i deosebești. Au aceleași procente. Fiecare are cât un sector bucureștean. Și-au pus păr amândoi, de ce să nu recunoaștem. Au podurile alea, pasajele alea identice. Deci e greu. La un moment dat, atenție, l-acuza Băluță pe Negoiță că i-a furat un proiect. I-a furat designul. Designul. Că și seamănă, Radu. Și seamănă. Domnule, seamănă. Nu e ca ai, lasă-mă. S-au gândit fix la fel. Vortexul ăla amândoi. Da, vortex. Nu știu. I-a furat vortex. Nu știu. Nu mă bag. Cert e că Băluță și Negoiță se află în momentul de față pe primul loc, în part primul loc, în topul încrederii bucureștenilor în politicieni, potrivit acestui sondaj Curs. 39% stau în caz că avea cineva dubii. N-au putut că... să diferențeze cu nimic? 39-39, barabar. 39-39, incredibil. Pe locul 2, dar la mică distanță de aceștia, se găsește Piedoneul. Da. Proaspăt eliberat de penitenciar și reîncarcerat în primăria sectorului 5. Piedone are 38% din încrederea bucureștenilor. Bucureștenii consideră... Bucureștenii au zis așa, mie așa îmi place, Băluță, Negoiță și după aia Piedone. Asta vreau eu. Asta, deci întreb pe bucureștenii, asta e pofta ce au poftit bucureștenii. Dar el e un pic deranjat, de ce nu l-a dat și pe el tot cu 39? Păi nu are 39. Păi cât are Piedone? 38. 38. Are un pic mai... Mai puțin. Păi dar de ce l-a dat-o cu 39, domnule? Păi dar el încredere cât are lumea în Băluță și în Negoiță? Și pe mine asta mă... E pe locul de... E spanelul ăsta, e... Pune-i, domnule, la o lată, la rând, de ce nu pui? Să facă și el un pasaj, să facă ceva. Ăștia au făcut pasaje. El a făcut pușcărie, mai mult, mi se pare mai mult. Și cu ce mă ajută pe mine asta, domnișoară? Domnul Budean. Deci, Băluță, Negoiță, imediat le suflă în ceafă. Fără să vă, că dacă iar începeți cu glume și... Domnul Piedone, după care șoc și groază. Uite că nu vreau să spun. Zii tu cine crezi. Cușodări. Nu. Sondaj Curs tot. Eu cred că mă mir că l-au măsurat. Da. Nu. Cine crezi tu că vine după oamenii ăștia trei? Da. Zii un nume, nu că da. Nu știu. Mai adăugați un râ la bucureșteni, să fie bucureștenii. Ca să... De ce? Nu vrei cu greșeală gramaticală? Nu. E mai mișto așa. Bucureștenii spune toată lumea. La Piedone trebuie să pui și bucureștenii. Bucureștenii. Da. Cu cine votează bucureștenii, domnul? Nu știu, nu, ține-te ișiune, domnule. Cine poate să fie? Cu domnul Cociolacu. Domnul Marcel Ciolacu. Cu domnul Marcel Ciolacu, deci 30%. Deci l-au măsurat la primăria, că a vrut să-l umilească. L-au măsurat la primăria. Topul încrederii în București. Păi, au mers în București și au întrebat: în cine aveți dumneavoastră încredere? În primul rând în domnul Negoiță și în primul rând tot în domnul Băluță. Domnul Băluță și domnul Negoiță în București, la nivel de București, sunt peste, vine să le, sunt peste le lași liderul partidului. Pe mână și nu, le dai pinul de la cart și n-ai treabă. Liderul partidului este sub acei doi. Bine, mă, veritabil. Hai să fim serioși. Da, mă rog. Acum, sincer. Asta e. Tu dacă ai fi bucureștean, ce treabă ai tu cu Marcel Ciolacu? Păi, liderul partidului, domnule, ia decizii pentru ce toată România. Da. Bun. Deci, doi primari de sector, urmați de alt primar de sector, urmați de Ciolacu și pe locul 4. Zim cine... Domnule, Nicușor Dan, pe locul 4. Nu. Ai citit înainte, da? E? Ai văzut? L-au pus acolo. 26%. 26%, da. Păi, asta Nicușor mă face pe mine să înțeleg că Nicușor Don e pe primul loc în topul opțiunii pentru primăria generală, cunoscută fiind intenția domnilor Băluță, Negoiță și Piedone de a-și continua mandatele la primăriile de sector. Da. Sau cel puțin la această oră. Sigur, și domnii Băluță, și domnul Băluță, și domnul Negoiță, și domnul Piedone ar putea fi candidați la primăria generală. Dar de ce? Dar de ce până la urmă? De ce să nu-și continui? Dar domnul Ciolacu înțeleg că nici dânsul nu-și dorește să fie primar. Adică nu se percepe ca fiind primar. Când se uită în oglindă, zice, uite, un primar. Nu se gândește așa la el. Nu se identifică cu postura de primar. Sau?
Nu-l văd. Îl văd la președinție, îl văd candidat la președinția României, îl văd în stadiul ăsta avansat cumva de... agravant, îl văd într-un stadiu agravant cumva. La primărie, primăria Capitalei? Chiar și primăria Capitalei. În schimb, am auzit că... Mă rog, că poate să dea. El a mai fost în primărie pe la Buzău. Intenționează totuși să destructureze un pic această rețea domnul Victor Ponta, să intervină în postura de... Nu, te rezolvi imediat și cu Victorul. Deci, dacă Băluță rămâne la sector, dacă Negoiță rămâne la sector, dacă Piedone rămâne la sector, deci șansele lor de a-și reînnoi mandatul sunt absolute. Doar un eveniment neașteptat îi mai poate bloca pe oamenii aceștia în reconfirmarea mandatului. Da. Potrivit acestor sondaje. Totuși, cel puțin... Dacă Ciolacu nu candidează, și nu cred că va candida la primăria municipiului București să vină să... Nu-l văd, da, nu se... Mi se pare. Da. Nicușor Dan este primul candidat anunțat. 26%. Și doamna Firea și a intervenit. Vine după aia doamna Firea, 23% ale dânsei. Sunt și eu aici, am luat candidatura, dacă deranjează, dacă am deranjat, dacă... Ăsta e sondaj curs. Da, trebuie să... Vrei să adăugați ceva? Vreau să spun că ăsta e sondaj curs. A, mă înțeles. Deci doamna Firea are 23 și e pe locul 6. Într-un sondaj curs. Deci, stai că calculați în greșit, da, e locul 6 dacă, sau locul 4, depinde, că pe primul loc sunt 2. Da. Într-un sondaj curs. Da. Deci e ca și cum ai fi întrebat-o pe doamna Firea. Și dumneata câte procente? 23. Sfidătoare. Deci astea 23, vă dai seama. Deci rămâne acolo. După doamna Firea, bucureștenii îl vor pe Gigi Simion. Asta le trebuie lor la capitală. 15%. La egalitate cu Gigi Simion, e Nicu Ciucă. Cred că l-au confundat cu Ciucu. Ciucu, domne. Cred că l-au confundat cu Ciucu de la 6. Zi, domne, Ciucu, nu Ciucă, domne, ce treabă are. Ce au înțeles? Ciucă, Ciucu, trecu știe, ăia, Ciucu. El se bucură și de așa ceva, să aibă și el ceva. Unii voiau, na, Miercurea Ciuc, domne, poate, ca să nu fare cam la bere. Domne, cam asta e atmosfera în legătură cu după Ciucă, da. Iohannis. După Iohannis. Hai, domne, că-i bagi jocură. Piperea. După Piperea, Sarea. Nu, greșesc. Șoșoaca. Piperea. După Șoșoaca, Drulă. Piperea. După Drulă, Rareș Bogdan. După Rareș Bogdan, Burduja. După Burduja, Vlad Voiculescu. Domnule, nu e. Este... A vrut să mai distrage, să mai desindem atmosfera. Am vrut să ne și distrăm, domne, pe final de emisiune. Bine, luăm o scurtă pauză. Să vedem, să dăm și bășcălie un pic. Bun, hai, ne vedem mâine la ora 6. Lăsați prostiile astea. Aveți o Românie bună în continuare. Ce Românie? Cu Aneta Sângiorzan pe B1 TV. Urmăriți știrile. Ne vedem mâine la 6 seara. Fix.